pentru sprijin. Eu reprezint structura care se ocupă cu combaterea acestui fenomen și acestui gen de fapt. Noi suntem obișnuiți să facem prevenirea prin combatere, adică prin tragerea la răspundere a autorilor acestor fapte. Vreau să vă dau, să nu vreau să fiu lung, să vă dau câteva date statistice. Furtul din locuințe reprezintă un procent de 15-16% din totalul infracțiunilor de furt. În 2017 au scăzut acest gen de infracțiuni cu 1550 de fapte, iar în primele 6 luni 2018 s-au comis 11.431 de furturi. Dintre acestea, pot să vă spun că 55% au fost comise în mediul urban. Chiar dacă numărul furturilor pare cumva mare, să știți că mai mult de jumătate o reprezintă furturi din dependențe, anexe, gospodărești și foarte multe sunt în mediul rural. Acum aș vrea să trec la detalii despre modalitățile folosite de autori la comiterea acestor fapte. Deja administratorului imobilului sau a unor vecini pentru a evita o astfel de problemă. În mediul rural avem o altă situație. Autorii solicită să cumpere anumite produse, ceea ce cetățenii noștri produc în gospodărie, vin cu banote mari de bani, se schimbe și atunci urmărește partea vătămată când merge în locația unde ține agoniseala, să zicem, banii, și apoi profită de neatenție, sub anumite pretexte că dorește să meargă la toaletă. De regulă, unul dintre ei, că acționează mai mulți, 2-3, merg și sustrag sumele de bani. Aș dori câteva măsuri. Pe parcursul campaniei o să fie prezentate mai multe măsuri pentru a preîntâmpina și a evita aceste probleme. Deci, în primul rând, cel mai bine ar fi ca fiecare să-și asigure bine locuința prin diferite